Be a traffic survivor. Rock driver. Rock FM. 16:32, am întârziat puțin, că așa suntem noi băieții, când ne luăm cu vorba, uităm de timp, dar uite că gata, acum am intrat în direct și am hotărât să împărtășim cu voi tot ce povestim. Domnul Mihai Răzvan Mugescu, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Mamă, ce voce radiofonică aveți, domnul Mugescu! Domnul Mugescu, ce ați făcut în vara asta, domnule? Ce ați făcut, domnule Iureșul acolo? Ne-am distrat, ne-am distrat mult la Brezoi, da, în județul Vâlcea, pentru cine nu știe unde este această localitate. M-ar surprinde să aflu că mai există vreun român care nu a auzit de Brezoi, de vreo 3-4 ani încoace, de când a început nebunia la Brezoi, nebunia asta frumoasă, cu blues, cu rock, cu folk, cu tot acâmul. În 2017 am început cu blues la Brezoi și de atunci în fiecare an... evenimente peste evenimente, începând cu pandemia, cu acel ghinion pe care l-a avut Universul. Noi, nu știu, ne-am transformat și am făcut Brezoi o locație de evenimente în pandemie, da. Deci... în pandemie, da, pentru că n-am mai avut voie să organizăm evenimente cu public numeros și am organizat în fiecare weekend evenimente cu public cât aveam voie atunci, respectiv în 2020 cu 500 de persoane, și în fiecare weekend s-a întâmplat câte ceva la Brezoi, din mai multe genuri muzicale, ca atare, din ce în ce mai multă lume a început să afle de Brezoi, de ce se întâmplă în acel loc destinat, gândit, conceput pentru evenimente cu muzică live. Dar zi și mie, mă, Mihai, ce ți-a venit? Că de la tine a plecat toată nebunia asta. Deci stăteai tu la tine, la Râmnicu Vâlcea, la Ebi Stage, la o masă cu cafea, parcă te văd. Bă, unde există un loc frumos în județul Vâlcea să facem niște festivaluri? De ce Brezoi? De ce nu un alt loc? Păi, da, stăteam la Râmnicu Vâlcea, la Ebi Stage, unde organizam de ceva vreme concerte și câteodată locația era neîncăpătoare și ne imaginam. E un club acolo. E un club, da, unde maxim 200 de persoane pot participa la concerte, și ne-am gândit cum ar fi dacă am organiza pentru oameni care, nu știu, vor să viziteze județul Vâlcea, vor să vadă un concert frumos, evenimente cu public mai numeros. Am descoperit Brezoiu printr-o întâmplare mai mult decât fericită, pentru că... A, nu te știai cu nimeni de acolo? Știam Brezoiu, știam cât de frumos e. Brezoiu, da, dar oameni de acolo, nu știu, primul an sau... Efectiv, a fost o întâmplare unde domn primar Robert Cel a făcut o declarație în presă că și-ar dori să organizeze un... nu, că se va organiza un festival de blues și jazz în Brezoi. Mie mi-a fost strânită curiozitatea, am ajuns să-l cunosc pe domn primar și să-l întreb direct, domne, cine organizează, pentru că știu și mi-ar plăcea să mă implic în organizare, dacă se întâmplă ceva. Nu se întâmplase nimic notabil de la atunci, Constelații, da. Rock, din anii 90, nimic notabil... pe această temă în județul Vâlcea. Uh-huh. Știam că pot să mă implic, vreau să mă implic. Domn primar mi-a spus, domne, intenționăm, dar deocamdată n-are cine. Atunci m-am oferit. Exact, m-am oferit domn primar, dacă mi-a acordat șansa. Deci nu vă știați, nu știu, știam, dar a văzut și el, mă rog, s-a interesat. Bă, cine e nebunul ăsta? Știa că sunt Mihai de la Ebi Stage, care organizează concerte. Nu poți să dai la oricine, așa. Mă rog. Și a început nebunia. Spune, când ai luat prima oară legătura cu Beth Hart? Pentru că toată lumea știe Beth Hart, mai aveți puțin și faceți viză de flotant, dacă nu cumva o faceți cetățean al Brezoiului. Că am înțeles că îi plac și micii, îi plac și românii, îi place tot ce ține de locul ăla. Cu Beth Hart? Da, cum s-a ajuns? Chiar după prima ediție, după ediția din 2017, am luat legătura cu managementul ei. Așa? Punându-le o întrebare. Dom'le, avem și noi un festival în România mic, aproape inexistent la nivel de festivaluri în țară, pentru că foarte puțină lume a auzit de Brezoi, de festival, doar oamenii care au participat în 2017 și puțin chipul, fiind la prima ediție, uh-huh, într-un județ, într-o localitate unde nu se întâmplase nimic până atunci, publicul n-a fost foarte numeros. Managementul mi-a zis, da, sigur, se poate, mi-a înaintat o sumă și ne-am zis, ok, revenim noi când... Da, închideți că vă sunt pătiți. Am revenit, nu pentru 2018, dar pentru 2019, când ne-am simțit pregătiți, am reluat legătura și
Da, din 2019 putem spune că s-a sudat legătura între noi. Beth s-a îndrăgostit de România, noi oricum eram îndrăgostiți de ea și de la acel concert s-a legat o prietenie și o legătură foarte frumoasă. Da, feeling-ul ăla pe care l-a avut la început de Heart când a venit în România s-a reflectat și în negocierea următoarelor contracte, următoarelor cântări, adică, hamă că vin, e locul ăla mișto, m-ați mai chemat, e public mișto, vin la voi. Adică am mai lăsat din preț ca să o zic pe aia românească. Da, sau, da, da, bine. Bun, adică contextual a fost de așa natură încât negocierile s-au purtat altfel, pentru că în 2021, când festivalul de blues ar fi trebuit să aibă loc, amânat 2 ani la rând, pentru că în 2020-2021 n-am avut voie să organizăm evenimente cu public atât de numeros cât trebuia pentru festivalul de blues, am ajuns să organizăm 5 concerte în Brezoi cu Beth Hart, evident. Stilul a fost diferit față de înțelegerile normale, pentru că, na, pandemie, a fost o conjunctură potrivită, o idee care ne-a năzărit atunci când am constatat că nu vom avea voie să organizăm evenimente cu public numeros nici în 2021, pentru că au fost și în 2021, chit că a fost mai relaxat, totuși au fost niște limitări, doar 2500 de persoane aveau voie să participe la evenimentele în aer liber. Ce merge gura, frate? Îmi ziceai înainte de a intra în emisie că, bă, nu prea vorbesc mult așa, dar nu te mai opresc acum. Îți și place să vorbești despre chestiile astea frumos? Păi, îmi aduc aminte cu drag de tot ce s-a întâmplat și țin minte. Adică, sunt atât de multe de povestiri despre Brezoi încât, nu știu, ne-a trebuit 10 emisiuni ca să detaliem. Așa e, așa e, trebuie să o mai scurtăm, Mihai. Anul ăsta, iar, festivaluri de top. Da, îți mai aduce aminte așa cronologic ce s-a întâmplat? Am început vara mai mult decât frumos cu un eveniment care și nouă, și vouă, și ție în special ne este foarte drag, Bikers for Humanity Rock Fest, aflat în 2023 la a doua ediție. A fost magnific pentru cine a fost acolo și aduce crește aminte. Să nu fie de ochi, să vezi la anul ce o să fie. Cu siguranță, pentru că toată lumea care a participat, cu siguranță va reveni și va reveni alături de prieteni, pentru că a fost un eveniment, nu vreau să o spun eu, dar a spus-o toată lumea, așa că eu sunt doar vocea. Foarte frumos. Foarte frumos și nu doar dedicat motocicliștilor, atenție, e dedicat publicului ascultător de rock și mai ales celor care vor să dea în felul ăsta o mână de ajutor venind acolo. După care ce a fost? Folk-ul parcă? Nu, după Bikers for Humanity, noi am organizat Summer Camp Brezoi, așa. Locația unde se întâmplă aceste evenimente, este o locație gândită special pentru derularea mai multor evenimente cu muzică live, în special pentru că ăsta e scopul nostru al asociației Mentor Rock, din care fac eu parte, și a firmei organizatoare. Locația este gândită a la lung pentru a găzdui evenimente frumoase, în mijlocul naturii, pentru că locația se află în mijlocul naturii, avem infrastructură de festival, tot ce trebuie. Cazările, acolo e o problemă cu cazările în zonă. Cu ocazia asta, dacă ne aud și oamenii din Brezoi, văruiți-vă, vă rog, odaia de la drum și dați-o la produs, ca să zic așa, pentru că venim de la kilometri distanță și e foarte... Eu anul ăsta am avut cazare lângă Brezoi, la zi. Da. Așa, acolo am găsit. Mișto ar fi ca oamenii să se mobilizeze, pentru că deja s-a demonstrat. Românii și nu numai, și străinii vin la Brezoi, da? Și problema e cu cazare. Acolo, na, e loterie cu cortul. Aveți un camping foarte mișto, loc de rulote și așa mai departe, dar pentru figuranți de ăștia ca mine care vor să stea la cazare... Pentru pensionari, într-adevăr... Totul o să fie de la ediție la ediție, de la an la an, mai bine pus la punct. Știu. Dacă stăm să ne gândim, noi am făcut multe evenimente, dar tot ce se întâmplă în zona respectivă este oarecum la început de drum. Pentru că acum au început să se miște lucrurile în Brezoi, în zonă, de când cu evenimentele culturale, evenimentele muzicale, cărora li s-au alăturat și alte evenimente, pentru că Brezoiul devenind așa un loc în care se știe că se întâmplă lucruri. Uite, turul ciclist al Sibiului a avut startul încă de anul trecut, în fiecare an, de la Brezoi, și acest lucru nu s-a întâmplat cu turul ciclist al Sibiului niciodată. Adică startul se dădea doar din Sibiu și de anul trecut lucrul acesta se întâmplă din Brezoi. Da, 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 hai că mă duci pe arătură. După care a fost jazz-ul, ăsta zi, blues-ul, pardon. Nu, să le luăm cronologic. După Bikers for Humanity am găzduit Tabăra Națională a Cercetașilor României, așa, în Brezoi, 1500 de copii, okay, din toată țara. Următorul, hai, următorul. Dacă sunt multe. Știu că sunt multe, dar zi-mi așa. Următorul
a fost Hippie Cambrezeu, o serie de evenimente de concerte care a durat 11 zile consecutive. Foarte bună idee, foarte bună, cu artiști care au venit să învețe pe copii, exact, să cânte. Așa? Artiștii care au venit să concerteze, au avut și ateliere unde tinerii din Brezoi și nu mai au participat și au interacționat direct cu artiștii și au avut foarte multe de învățat. Așa? Ulterior a fost Bluzul, evenimentul nostru. Cel mai costisitor, dacă vrei cel mai costisitor și cel mai vizibil în Europa, atenție. Absolut. E pus pe harta festivalurilor de blues din Europa. Mai avem 2 minute și trebuie să vorbim despre Constelații Rock. Într-adevăr, readus în prim plan de tine și de niște oameni foarte, foarte mișto, care au zis odată facem un eveniment important pentru orașul nostru, pentru județul nostru și doi, la mână ajutăm niște copii talentați, niște trupe tinere să iasă în lumina reflectoarelor. Câtă pauză a avut festivalul ăsta, Constelații Rock? Cândva foarte, foarte titrat. 20 foarte ceva de ani distanță. 20 ceva de destul de mult pentru... Da, atât a lipsit rock-ul din Râmnicu Vâlcea, dar începând de anul trecut, când am organizat Gala Constelații Rock trecut și viitor, un eveniment care a punctat renașterea acestui eveniment. În primăvara acestui an am organizat competiția Constelații Rock, unde din 70 de formații care s-au înscris, 32 s-au duelat live în fața unui juriu. Au fost două secțiuni, una de rock, una de metal, unde câte 3 trupe au plecat cu premii importante. Au fost și alte premii acordate, dar cele mai importante premii, locul 3, locul 2, locul 1, la fiecare secțiune au fost câștigate de câte 3 formații care... Păi hai să le și spunem. Uite, de exemplu, vineri acum vor fi trupele care au câștigat la secțiunea rock, Dincolo de Ziduri, The Voodoo Child și Outflow. Și mai vin invitați, din câte văd eu, Euphonia and Band Show. Așa? Da, e Filarmonica Râmnicu Vâlcea, care pregătește un program de deschidere, un program rock cântat cu instrumente de filarmonică, ceva inedit. Mișto, mișto. Și sâmbătă, 9 septembrie, trupele care au câștigat la secțiunea metal, Red Sun, Scrimena, Black Sheep, invitați Bucovina, celelalte cuvinte. Vineri invitați sunt Vama și Vița de Vie, se întâmplă la Arenele Traian din Râmnicu Vâlcea, de la ora 17. Asta vorbeam cu tine mai devreme, mă rog, am zis că e cam devreme ora 17, dar fiindcă sunt foarte multe formații și să nu se cânte pe fugă, hai să începem mai din vreme. Eu am privilegiul să prezint acest eveniment, sunt foarte mândru de mine, așa, și abia aștept să vin la Râmnicu Vâlcea. Da, și pe această ocazie vreau să lansez invitație tuturor iubitorilor de rock, de muzică bună, de concerte, de ieșit în oraș, de ce nu, să viziteze Râmnicu Vâlcea în acest weekend, 8-9 septembrie, Gala Constelații Rock, Râmnicu Vâlcea, Arenele Traian, o locație foarte mare, foarte spațioasă, primitoare. Concertele vă pot garanta că vor fi organizate în modul cel mai profesionist și vă puteți bucura de muzică bună în centrul orașului Râmnicu Vâlcea, dar totodată această locație e gândită foarte, foarte bine, încât doar lumea care vrea să participe va participa, chit că este un festival cu intrare liberă, pentru că am avut norocul să găsim sprijin pentru acest eveniment la primăria Râmnicului și ei ne-au susținut ideea. Mulțumim frumos, bro! Mulțumim frumos! Ne vedem în weekend la Râmnic! Te pup! Ba. Rock Driver on Rock FM.